următoarea perioadă va fi cu siguranță tare, tare frumoasă, tare plină. Cred că și pentru membrii familiei Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu este o perioadă cu totul și cu totul specială, iar despre asta discutăm în continuare cu Marina Dobrescu, solistă a Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu. Dragă Marina, bine ai revenit la noi în studio. Bună seara, Doina, bună seara, dragi telespectatori, bine v-am regăsit și mă bucur tare mult de invitație, că de fiecare dată încercați să promovați această artă frumoasă și să nu dați uitării soliștii, artiștii operei naționale. N-am avea cum, ziceam. Cred că e unul dintre evenimentele devenite o adevărată emblemă pentru țara noastră și e un eveniment recunoscut pe plan internațional. Și acum, Marina, zi-ne un pic de pe partea voastră, din punctul vostru de vedere, cum e toată această perioadă? Cred că e tumultoasă, cu multe pregătiri. E bulversantă, pentru că suntem și după concediu, deci e o perioadă, deși în acest an a fost un pic diferit, pentru că anul acesta trupa Teatrului Național de Operă și Balet și cea de balet și cea de operă au fost la un festival în Saaremaa și concediul a fost anul ăsta un pic mai lucrativ, un pic mai deosebit. Și după o mică pauză de câteva săptămâni am revenit în pregătiri pentru Festivalul Internațional Maria Bieșu și bineînțeles că e un pic un regim un pic mai tumultos, pentru că sunt multe spectacole, pentru că trebuie să fie un program bine definit ca să împărțim și scena și camerinele, de fapt camerele pentru vocalize, pentru că vin și invitați și atunci ei tot vor să își facă vocalizele. Deci e un moment pe cât de interesant, pe atât de tumultos și de... Deci e fantastic suflul ăsta care vine în teatrul nostru odată cu începerea festivalului. Marina, de mereu m-am întrebat, iată, în cadrul acestor evenimente foarte mari, de o asemenea anvergură, voi aveți timp după spectacol să mai stați la o cafea, să mai povestiți? Mă refer la invitații de peste hotare care vin. Nu știu dacă neapărat au timp, deci probabil câteva minute sau, eu știu, o jumătate de oră se găsește timp, dar după spectacole, de obicei, dacă mai au de cântat după aia, atunci oamenii se concentrează pe ceea ce au de făcut. După festival, de obicei, se face și o masă de sărbătoare și atunci oamenii pot să interacționeze între ei. De fapt, acum, pentru că suntem un pic mai limitați în resurse financiare, nu avem posibilitatea să găzduim toți invitații pentru întreaga perioadă a festivalului, pe când atunci când era în viață Marea Primadonă, de fapt veneau toți prietenii ei și era o perioadă de o săptămână, două de festival în care ei stăteau pe toată perioada festivalului, erau încadrați în spectacole, după aia în concertul de gală și se făceau și chefuri și sărbători și erau interacțiuni între oameni, era un pic mai diferit decât ceea ce este astăzi, dar nu neapărat erau ceea ce se întâmplă astăzi, pur și simplu viața a devenit mult mai alertă și mult mai scumpă, de ce nu? Vreau să vorbim puțin și despre spectacolele propriu-zise, deși noi mai devreme am văzut un material realizat de colega noastră, de Rodica Sirețeanu, care ne-a explicat foarte clar ce și în ce zi se întâmplă, dar vreau să recapitulăm, nu de alta, dar știi cum e, repetiția da, chiar, mama învățătorii. Exact, chiar pe această cale vreau să-i mulțumesc, Rodica, pentru că a făcut un reportaj extraordinar, de fapt a zis lucrurile atât de minuțios încât am zis, Doamne, despre ce mai vorbesc eu după aia, vreau să vă felicit pe această cale. Da, cu adevărat, festivalul începe chiar mâine, în data de 7 septembrie și primul spectacol din acest festival este capodopera verdeană Macbeth. Să știți că mă bucur că acest spectacol se regăsește și în cadrul festivalului, dar și în general pe afișierul Teatrului de Operă și Balet, pentru că este o capodoperă a artei lirice și ea cucerește și prin dramatismul său și, de fapt, în această operă se vorbesc niște lucruri milenare care, cum au fost acum mulți, mulți ani în perioada lui Verdi, au rămas și astăzi. Se vorbește despre puterea, despre putere, despre lupta aceasta pentru avuție, lupta aceasta pentru a fi dominant și acest lucru, din păcate, sau, nu știu, poate din fericire, pentru unii persistă și în zilele noastre. Timpurile se schimbă, oamenii, din păcate, mai rămân puțin aceiași. Da. Pe această cale, pentru cei care nu au reușit să cumpere încă bilete,
Îi invităm, mai au timp până mâine să o facă pe platformele online, dar și la casele de bilete a Operei Naționale. Da? Deci este Opera Macbeth mâine și după Opera Macbeth urmează baletul Lacul Lebedelor în data de 10 septembrie, dar aici, din păcate, nu mai pot să vă invit. Uh-huh. Din fericire, pentru cei care au procurat bilete, ne vedem în data de 10 septembrie. Pentru cei care n-au reușit, spectacolul acesta este sold out. Dar e o veste bună. E o veste bună, știi. Da, e... pentru că, de fapt, trupa de balet este mereu la înălțime și chiar sunt buni. Nu am ce zice, lumea cumva îi apreciază foarte mult, de asta mai mereu la spectacole de balet este sold out. Uh-huh. Se joacă în componența artiștilor din cadrul teatrului nostru, din cadrul Teatrului Național de Operă și Balet. Sunt deci și invitați, invitați, da, este și Dinu Tămăzlăcarul și dirijorul este invitat, uh-huh, maestru Veceslav Cernuhovolici, dar bineînțeles că și trupa Operei Naționale în frunte cu marea noastră balerina Anastasia Homițca, bineînțeles că ei pregătesc acest spectacol, doar rolurile principale vor fi interpretate de artiștii invitați. Am înțeles. E, uite, chiar să punctăm încă o dată că sunt norocoși cei care au prins un bilet la acest, da, spectacol. Chiar sunt norocoși. Putem să continuăm? Da. După aia urmează spectacolul Tosca, în data de 13 septembrie, iarăși un spectacol extraordinar al lui Giacomo Puccini, un spectacol despre dragoste, un spectacol despre, despre viață. Mie personal, toată lumea probabil din melomani cunoaște celebra arie Visi d'arte, Visi d'amore, care a făcut-o celebră și pe Maria Callas și, de fapt, ne bucurăm tare mult că acest spectacol se regăsește iarăși pe fișierul teatrului, pentru că este unul de un dramatism și de o încărcătură emoțională deosebită. După cum am menționat și Rodica în reportaj, rolul Floriei Tosca va fi interpretat de Nadia Cerchez, care o cunosc personal pe Nadia, a studiat în Republica Moldova la Colegiul de Muzică Ștefan Neagă, după aia a plecat în România și, având o voce extraordinară, dramatică, frumoasă, bineînțeles că a fost așteptat acolo să profeseze în România. Ne bucurăm că totuși revine acasă atunci, exact, când are, da, șansa. Eu mă bucur tare mult și chiar îmi doresc să o ascult. Uh-huh. Mai avem bilete la spectacolul ăsta. Da, sper. Mai sunt. Da. Cred că nu sunt tare multe deja, dar mai sunt. Putem să continuăm cu un concert care se va desfășura la Sala Corga? Da, și este de fapt o reînnoire a tradiției după foarte, foarte mulți ani, cred că 10 ani cel puțin. Pe vremea mare primadonne Maria Bieșu, aceasta era ceva mai uzual, deci se făceau și concerte camerale, da, concerte de cameră. Pe când de ceva timp încoace s-au făcut doar spectacole de operă și de balet și ne bucurăm tare mult că după o perioadă s-a revenit la această tradiție frumoasă de a face concerte de cameră și ne bucurăm tare mult că e o colaborare extraordinară dintre două instituții de cultură din Republica Moldova, Sala Corga și Teatrul Național de Operă și Balet, plus că e revenirea la pupitrul dirijoral al marelui dirijor Alexandru Samoilă împreună cu fiica sa, o soprană extraordinară care cântă la Berlin Staatsoper, Anna Samuil și Tatiana Samuil. Deci, cred că va fi ceva grandios, cred că va fi ceva frumos și eu personal, fiind muzician, abia aștept acest eveniment. Pe 14. Da, e pe 14. Da. Uh-huh. Hai să continuăm cu o operă de Puccini. Da, iarăși. Puccini, iarăși o operă extraordinară, colorată. Sincer vorbind, pentru prima dată când am văzut-o, am zis, Doamne, cât de mulți oameni sunt încadrați în scenă și cât de frumos este și din punct de vedere al scenografiei. De muzică nu vorbim, da? Puccini, cine știe, cunoaște, da? Puccini este extraordinar. Eu personal sunt fana numărul 1 Verdi Puccini și mă bucur că în acest an, în cadrul festivalului, se regăsește și Verdi și Puccini. Turandot este o operă de o încărcătură dramatică, emoțională, impresionantă și rolul feminin
trebuie să-l interpretezi o soprană dramatică cu o putere vocală extraordinară. Este unul dintre cele mai dificile roluri pentru soprană dramatică, dar și pentru tenor. Rolul lui Calaf trebuie să fie interpretat de un tenor dramatic și eu adesea când mă uitam peste partitură ziceam, Doamne, oare ce a vrut să zică Puccini, oare de ce a scris atât de complicat, mai cu seamă că orchestra este atât de puternică încât pentru interpreți trebuie să ai așa un dramatism și vocal, dar și interior ca să acoperi orchestra, ca să treci peste ea. Ce interesant că ne povestești toate detaliile astea, Marina. Știi, din perspectiva unui profesionist. Da, din perspectiva unui artist care cântă. Da. Cine interpretează rolurile astea principale? Acum trebuie să vă zic ca să nu dau greș cu numele. Deci, dirijor Tiberiu Soare, trebuie să menționez, este dirijorul operei din București, Turandot Diana Accenti, care este și, bineînțeles, compatriota noastră și ne bucurăm tare mult că revine acasă de fiecare dată. Nu e primul festival la care participă Diana. Calaf, Cristian Benedict, deci la el mi-era frică să nu greșesc numele, Cristian Benedict din Olanda, și rolul lui Liu, Tatiana Lisnic, care reprezintă Malta, deci este în diaspora din Malta, dar iarăși este o soprană excepțională, care își trage rădăcinile de aici, în Republica Moldova, iarăși colegii de muzică Ștefan Neaga, și mă mândresc atât de mult că acești oameni sunt recunoscuți și pe plan internațional. Și pot să revină acasă și să-i vadă publicul. Exact. Să revină de unde au pornit în lume. Exact. Asta e tare important. Cum? Vreau să ajung la toate spectacolele, numai de am reușit, dar la spectacolul ăsta vreau neapărat să ajung. La cum l-ai descris? O să-ți placă tare mult. Sunt două soprane, sunt două soprane, una dramatică, una, să zicem, lirică, dar oricum trebuie să aibă dramatism, uh-huh, pentru că are lui Liu sau Liu, cum îi mai zic alții, Tuche di Gelsei Cinta, la final când ea își face harakiri. Deci este extraordinară, eu am cântat, este o arie care o să vă placă cu siguranță tuturor, celor care chiar nu cunoașteți în operă prea multe. Ne-ai convins, Marina. Și au mai rămas două spectacole pe care să le menționăm, Don Quixote și un concert de gală. Da, aici vreau să, de fapt, în concertul de gală cânt și eu, și aici vreau să vorbesc un pic mai mult și să invit toți doritorii, nu pentru că cânt eu, dar să invit pentru că va fi un concert extraordinar, cu nume sonore, dirijorul deja cunoscut, Dumitru Cârciumaru, care astăzi este dirijor la Craiova și revine acasă pentru a face acest concert extraordinar. Eu știu programul, vouă nu vă-l zic, dar vă zic că va fi un program extraordinar cu invitați speciali, deci tenorul Andrei Fermeșanu, tenor și director al operei din Iași, soprana Mariana Bulicanu, deja recunoscută pentru vocea sa inconfundabilă, și ne bucurăm tare mult că a revenit pe scena de acasă și sperăm să mai revină acasă, pentru că de fiecare dată sunt așteptați, și bineînțeles ceilalți soliști ai Teatrului Național de Operă și Balet. Va fi un concert atât de diferit, pentru că vor fi atât artiști ai poporului, deja care sunt personalități consacrate, cum ar fi Tatiana Busuioc, Petru Rakoviță, Valeriu Cojocaru, sper că nu am uitat pe nimeni, până la cei mai tineri, deci care, cum ar fi Alexandra Procopovici, care abia pășește pe această cale și căreia direcția teatrului a acordat acest vot de încredere și această șansă de a se manifesta. Prin acest lucru, acest spectacol va fi extraordinar. Deja tenorul Dumitru Mâțu, tenorul Simone Frideani, soprana Rodica Picireanu, care va semna și regia, Marina Dobrescu, Ana Cernicova, Doamne, sper că n-a uitat pe nimeni, Vitalie Maciunschi, deci
cântăreți extraordinari, colegi extraordinari și sper ca publicul să-și ia această încărcătură, iar noi să închidem extraordinar de frumos acest festival. E o responsabilitate mare să închideți acest festival. Pe 24 septembrie va fi concertul de gală. De la 18.00 sau mai... Da, cred că 18.00. Eu cred că noi o să avem grijă să le mai spunem celor care ne urmăresc. Ora 17.00. 17. Așa. Că e duminică, pot să vină oamenii și mai devreme. Da. Aș fi curioasă să venim și la o repetiție de-a voastră pentru acest concert de gală. Cred că e multă pasiune acolo în timpul repetițiilor. E multă pasiune, e multă porfătă. Mai cu seamă că nu prea e mult timp. Dacă observați, toate spectacole și concertele se fac cam la interval de 2-3 zile și atunci trebuie să se reușească foarte mult în acest interval de timp. Unii repetă, alții pleacă și așa mai departe. Dar prin asta e și frumos și ăsta e și farmecul acestui festival, că e o învălmășeală plăcută. Felicitări pentru modul în care se conturează ediția din acest an și pentru faptul că se reușește a se păstra acest eveniment, acest festival. Da, vreau să, pe această cale, dacă îmi permiteți, vreau să mulțumesc bineînțeles și Ministerului Culturii și Direcției Teatrului Național de Operă și Balet în frunte cu managerul general Nicolae Dohotaru, care am uitat să menționez, dar bine că ne-am amintit că el, de fapt, va deschide festivalul fiind la pupitrul dirijoral a operei Macbeth. Da, și ne bucurăm tare mult că, datorită lor, în mare parte, se păstrează acest festival, pentru că ei sunt cu inițiativa, pentru că ei insistă ca această tradiție să dăinuie. Da. Cred că așa e corect. Mult succes, Marina, în perioada următoare. Te mai așteptăm cu mare plăcere și sper să ne auzim numai de bine. Doamne ajută, vă mulțumesc pentru invitație și îndemn încă o dată pe cei care nu au reușit să cumpere bilete, puteți să o faceți online și offline. Așa. Și offline la casele teatrale ale Operei Naționale. Vă așteptăm cu drag. Vom fi alături de voi. Mersi tare mult încă o dată.